Ne aflăm cam la minus 400 de metri sub nivelul mării, în locul unde curge râul Iordan, și peste câteva sute de metri el se varsă în Marea Moartă. Este foarte important locul, venind poporul Israel pe aici, Ilie plecând la cer pe aici, ucenicul Ilie, Elisei, Maria Egipteanca, Sfântul Gherasim de la Iordan, doar câteva nume. Gândiți-vă că aici a fost arătarea Preasfintei Treimi. Fiul fiind botezat în râu de către Ioan, glasul Tatălui din cer și Duhul Sfânt în chip de porumbel care s-a pogorât peste Iisus. Într-adevăr, este un moment unic și în premieră pentru televiziunea Trinitas de a putea filma exact la schiptul românesc de la Iordan. Cum trăiau sfinții, Ioan Botezătorul, Maria Egipteanca, cuviosul Zosima, Gherasie de la Iordan, iar mai târziu în secolul al XV-lea românii noștri cu ai lor ucenici, Iosif de la Bisericani, Ioan Iacob Hozevitul, cuvioasa Melania Mincu sau Damian Stogu. Cum trăiau în pustia Iordanului niște oameni uscați de post și rugăciune? Toți acești sfinți și mulți alții câți vor mai fi fost au trăit experiența golirii de sine, a renunțării la tot. Au sărit în gol înaintea lui Dumnezeu, iar prima săritură este plecarea în deșert. S-au desprins din mijlocul obișnuințelor și s-au dăruit Domnului până la cel din urmă fir al gândului, pentru că dragostea față de Dumnezeu modifică totul, întreaga configurație a vieții. Un amestec de deșert, râu și vânt. Toate împreună se odihnesc în frumusețea fără de sfârșit a unui tărâm aspru și vechi de când lume. Pustiul Iordanului. Deși totul pare încremenit, e o viață în jur care foșnește, fără să o vedem. Istoria acestui loc este cel puțin impresionantă. Exact în locul acesta geografic a trăit, a predicat și botezat Sfântul Ioan Botezătorul. Și tot pe nisipul acesta au călcat picioarele Domnului nostru, Iisus Hristos. Iordanul este pomenit în Sfânta Scriptură de peste 150 de ori și înseamnă în evreiește Iarden, adică Iordanul, care coboară. Încă din primele veacuri, catehumenii care se pregăteau să se boteze veneau la Iordan îmbrăcați în haine albe, iar cele mai multe botezuri erau legate de marile sărbători, în special de Sfintele Paști. Purtau aceste haine albe 7 zile, iar bucuria botezului lor era deplină. Așa a rămas în amintirea bisericii și săptămâna pascală numită Săptămâna Luminată, după veșmintele luminoase ale catehumenilor, al căror număr în primele veacuri era uneori impresionant. Este locul Teofaniei, al arătării Sfintei Treimi. Ne aflăm foarte aproape de locul istoric al botezului Domnului, la doar 8 km de Ierihon, cel mai vechi oraș din lume, la 3 km de mănăstirea Sfântul Gherasim de la Iordan și la 40 de km distanță de Ierusalim. Dacă te uiți de jur împrejur, ai sentimentul că te afli mai departe decât foarte departe, că viața a rămas în urmă, la sute de ani depărtare. În atâta nemișcare nu mai e loc decât de Dumnezeu. În toată însingurarea aceasta, El e singura prezență, unica. Pentru El, Domnul nostru, mii de oameni deveniți sfinți au ales să trăiască în pustiul Iordanului. Ne aflăm cam la minus 400 de metri sub nivelul mării, în locul unde curge râul Iordan, și peste câteva sute de metri el se varsă în Marea Moartă. Vedem foarte aproape munții din Iordania și muntele Nebo, unde Moise a murit, lăsând în continuare poporul să intre către pământul făgăduinței și chivotul legii fiind preluat de Iisus al lui Navi sau Iosua, popor care a trecut râul Iordan, despărțindu-se apele Iordanului,
atenție, s-au despărțit apele Iordanului când au trecut cu chivotul legii venind din robia egipteană și chivotul legii pe care l-au primit pe muntele Sinai în Egipt. Sfântul proroc Ilie, tot din acest loc, s-a înălțat cu carul lui de foc la cer, din acest loc al Iordanului, și tot aici, ucenicul lui Ilie Elisei, primind în dar de la Ilie cojocul acestuia, Elisei a despărțit apele Iordanului cu cojocul lui Ilie, trecând mai departe în pustie. Tot în acest râu al Iordanului și Neeman sirianul a intrat de 7 ori în râul Iordan și s-a vindecat de lepră. Tot pe aici a trecut în pustie și Maria Egipteanca, plecând de la Ierusalim către pustia Iordanei să se căiască pentru păcatele ei. Vântul aici nu adie asev, ci a nisip deșertic, uscat și fierbinte. Poate e Hamsinul, un vânt uitat care bate dintotdeauna din Egipt venind dinspre sud. Nici nu mai contează. Ne aflăm în inima liniștei, unde orice minune devine posibilă. Cum ar fi sosirea noastră într-un teritoriu cu acces interzis, deminat și demilitarizat cu doar 3 ani în urmă. Reportajul acesta a început pur și simplu de la o voce din lăuntru care îți spune: du-te. E vocea aceea, probabil, pe care fiecare dintre noi o aude, sau poate e mai mult de atât. Într-adevăr, este un moment unic și în premieră pentru televiziunea Trinitas de a putea filma exact la schiptul românesc de la Iordan, loc care a fost închis timp de 50 de ani din cauza conflictului armat dintre Israel și Iordania sau țările arabe care au fost în conflict. De fapt, de altfel, niciodată nu a fost vreo televiziune aici care să filmeze, pentru că din 1935, când a fost ridicat schitul, până în 1967, când a început războiul de 6 zile dintre coaliția arabă și Israel, bineînțeles că n-a fost nicio televiziune aici care să filmeze, și cu atât mai puțin în ultimii 50 de ani, deci din 1970 până acum, nu a putut intra absolut nimeni în această zonă. Deci este un moment unic pentru televiziunea Patriarhiei Române de a putea filma în acest loc minunat unde a trăit Sfântul Ioan Iacob Hozevitul. În prima jumătate a secolului al XX-lea, pentru că se nevoiau destui călugării români pe Valea Iordanului, Patriarhia Română cumpără de la guvernul palestinian un teren de 10.000 de metri pătrați și construiește un schit cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul, a cărui piatră de temelie s-a pus în ziua de 25 aprilie 1935 cu binecuvântarea Patriarhului României Miron Criste. La început, biserica era frumoasă în stil brâncovenesc, cu pritvor și câteva chilii alături. Însă viața monahală nu a durat prea mult. În iunie 1967 a izbucnit conflictul armat dintre Israel și Alianța Statelor Arabe, Egipt, Iordania și Siria, iar zona de la Iordan a fost grav afectată de bombardament și declarată spațiu de securitate militar închis pe o distanță de 5 km de la râul Iordan spre interiorul țării. Accesul în această zonă a fost total interzis timp de 50 de ani, până în 2020, când s-au încheiat operațiunile de deminare și demilitarizare. Nu pustiul te copleșește când ajungi, ci liniștea. Liniștea aceea de început sau de sfârșit de lume. Cum roase de liniște sunt și zidurile bombardate ale bisericilor rusă, coptă, siriană, etiopiană, catolică, greacă și română. Liniștea e toată frumusețea pe care o vezi și o taci. Nu este nimeni aici în afară de noi și câțiva soldați din armata israeliană. E un duh al singurătății, dar viu, pentru că divinul pretutindeni are miros de viață plină, de transcendență. Coasera al-Yahud, un ținut locuit odinioară de cei mai mari și vechi sfinți din istoria bisericii, astăzi un tărâm al bisericilor nălucă unde nici clopotele nu mai bat, unde nici rugăciuni nu mai auzi și nici călugări nu mai întâlnești. Totul e ruină. Nu ne putem deslipi privirea de la biserica noastră. O bisericuță în pustiu, fără uși, fără ferestre și fără turlă. Corpul de chilii de lângă biserică
care, după cum vedeți, a fost bombardat și unde cu siguranță că l-a găzduit pe sfântul nostru român Ioan Iacob Hozăvitul. Sunt câteva morminte în zonă, nu știm exact ale cui sunt, probabil surori sau maici care s-au nevoit aici la Iordan. Și poarta de acces, poarta din fața bisericii, se mai vede doar stâlpul acesta de la intrarea în biserica Sfântului Ioan Botezătorul. Ultimii slujitori ai schitului au fost ieroschimonahul Juvenalie Străinu și ieromonahul Damian Stogu. Acesta a venit din țară în urma cererii bătrânului ieroschimonah. Dar în anul 1970, părintele Damian a fost surprins în mijlocul unui schimb de focuri, fiind împușcat. După acest tragic moment, autoritățile izraeliene interzic accesul persoanelor în zonă, minează terenul cu 3800 de mine antitank, antipersonal și proiectile, trasează un gard de demarcație și totul se pustiește. Tot ce s-a putut salva de la schitul românesc a fost icoana Maicii Domnului Iordănița, care acum se află spre închinare la așezământul românesc de la Ierusalim. Într-un gest de extraordinară frumusețe recuperatoare, reprezentanții celor 8 biserici care dețin teren și lăcașuri de cult la râul Iordan, în zona Coaser al Iehud, au făcut demersuri pentru deminarea zonei la cel mai înalt nivel, atât la guvernul, armata și președinția Israelului, cât și la Autoritatea Națională Palestiniană care răspunde de această zonă. Între anii 2016 și 2020, terenul a fost deminat și demilitarizat, accesul fiind permis doar la râul Iordan, locul istoric al botezului Domnului. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Teofil al III-lea al Ierusalimului, dorim să readucem la viață acest schit românesc de pe malul Iordanului, care este în grija Sfântului Ioan Iacob Hozăvitul și Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Există acest parteneriat între guvernul israelian care a început procesul acesta de deminare de acum 5 ani de zile și care s-a finalizat. Ne aflăm în locul în care s-a deminat zona și am putut intra pentru că nu mai există mine și nu mai există mine antitank, antipersonal, care au fost așezate în acest areal al Iordanului. Și toate aceste culte creștine, iată că s-au întâlnit într-un duh și într-un gând de a redeschide această vale a Iordanului cu binecuvântarea Patriarhului Ierusalimului pentru noi creștini ortodoxi, cu binecuvântarea Patriarhului Latin pentru franciscani, cu binecuvântarea Arhiepiscopului Angliei, care a fost și prezent aici în întâlnirile noastre cu reprezentanții guvernului israelian atunci când s-a deminat zona. Și toți ne dorim să aducem pelerinii noștri aici, în locul unde Hristos a fost botezat de către Ioan. Restaurarea schitului românesc de la Iordan reprezintă un obiectiv de importanță majoră, pentru că demersul nu poate fi repetabil de-a lungul timpului. Întrucât guvernul israelian joacă un rol semnificativ în astfel de proiecte, misiunea angajaților Patriarhiei Române la locurile sfinte, Gabriel Săcuiu și Părintele Protosinghel Ioan Meiu, este să susțină proiectul în același ritm cu localnicii, iar eforturile diplomatice să fie orientate către menținerea unui dialog constructiv atât cu autoritățile izraeliene, cât și cu reprezentanții celorlalte biserici de pe malul Iordanului, care vor beneficia inclusiv de finanțare pentru aceste restaurări. Deși există în prezent un interes accentuat din partea guvernului israelian pentru restaurarea obiectivelor și redeschiderea zonei turistice, angajamentul s-ar putea schimba în viitor. Oportunitatea de a realiza această restaurare și de a contribui la păstrarea moștenirii culturale și spirituale este istorică, întrucât interesul statului israelian pentru restaurarea schitului românesc de la Iordan este punctual și acum, iar procesul nu poate fi repetabil de-a lungul timpului. Promptitudinea și eficiența în procesul de aprobare sunt esențiale, iar acest lucru poate fi obținut printr-o colaborare strânsă a reprezentanților Patriarhiei Române la locurile sfinte, cu autoritățile locale și celelalte biserici din regiune. Reprezentanții Patriarhiei Române la locurile sfinte, în calitate și de reprezentanți diplomatici, se implică pentru a avea aici slujitori devotați ai Bisericii Ortodoxe Române, care să vină în sprijinul pelerinilor în Țara Sfântă.